Pe stadionul Nicolae Dobrin se va consuma în acest weekend confruntarea între cele două echipe argeșene din Liga 1. Elevii lui Andrei Prepeliță îi vor întâlni pe cei pregătiți de Alexandru Pelici într-un derby de zile mari. La începutul acestui sezon de Liga 1, cele două echipe argeșene și-au setat obiective diferite. Alb-violeții, fiind la al doilea sezon de la revenirea pe prima scenă fotbalistică a țării, au avut ca obiectiv calificarea în play-off, după ce în sezonul trecut au ratat de puțin această țintă. De cealaltă parte, galben-verzii, ca echipă nou promovată, au avut ca obiectiv menținerea în Liga 1, concomitent cu construirea unui lot competitiv. Cu 5 etape înaintea finalului sezonului regulat, FC Argeș mai păstrează șanse pentru a prinde un loc în play-off, cu condiția ca să obțină cât mai multe puncte din cele 15 puse în joc. În același timp, parcursul echipei din Trivale poate fi influențat și de rezultatele echipelor cu care se află în luptă directă, Farul Constanța și Rapid București. Pentru antrenorul Andrei Prepeliță, fiecare joc din cele 5 rămase până se trage linie pare a fi unul de totul sau nimic, ținând cont de faptul că publicul piteștean are așteptări mari. Cele 3 puncte din confruntarea cu Mioveniul nu sunt doar binevenite, ci imperios necesare. Vă dați seama că ne dorim să câștigăm cele 3 puncte. Avem nevoie de puncte pentru a ne menține acolo în prima jumătate a clasamentului. E un meci dificil. Îi cunoaștem, sunt foarte bine, foarte bine organizați, dar cred eu că ne aflăm echipa ușor se pune trend ascendent și cred că vom crește de la meci la meci, dar avem nevoie și de aceste 3 puncte pentru moral și am încredere în băieți. Galben-verzii joacă cu ceva mai puțină presiune meciul din Trivale, dar și pentru ei fiecare punct contează, așa că nu s-ar da înapoi să obțină punct sau puncte în confruntarea fratricidă de duminică. Știm ce înseamnă acest lucru. Eu sunt timișorean și în acea zonă sunt derbiuri locale de mare luptă și știu ce înseamnă un derby și ce înseamnă pentru suporterii noștri și pentru suporterii lui FC Argeș un joc de asemenea factură. Chiar dacă pentru probabil cei de la, poate pentru ceilalți participanți la competiție nu reprezintă un derby extraordinar, pentru noi reprezintă și respectăm dorința suporterilor noștri, dorința de a câștiga punct sau puncte și sperăm să facem cu siguranță tot posibilul să încercăm să scoatem punct sau puncte. Ne dorim acest lucru și sperăm să-i facem fericiți. În tur s-a terminat nedecis pe terenul nostru, mergem duminică la Pitești să încercăm să scoatem punct sau puncte. Pentru FC Argeș rămân de disputat 4 partide extrem de dificile. Cu Farul și FC Botoșani în deplasare, iar cu FC Voluntari, respectiv FCSB, pe teren propriu.